Vă rugăm următoarea întrebare și de la ce publicație sunteți. Văzut vreodată pisicile când se curăță așa pe lăbuțe și fac așa? Am văzut. De fiecare dată când văd o pisică cum face așa, mă aștept să bagi o șa de tequila după. Ok, următoarea întrebare. Mare, fii atent acolo să faci șarful. Asta... Următoarea întrebare, da. Eu aș vrea ca toate femeile de acum să facă camățele. Să îmi bag. Ar fi chiar că e, mă rog. Mai rămâne niște sare. Camățele, camățele după vreme să expectoreze un gem de... un gem de păr, da. Nu e uliu, mă, lasă-o, dracu. Apropo de asta cu femeile, am să vă zic o chestie tot așa de românitate, dar cred că ați observat-o și voi, nu e așa? Nu. Atunci nu mai zic. Fiți atenți. Am o tipă pe Facebook. Ați văzut cum am dat-o, nu? Am da, o tipă pe Facebook, adică e a mea. Ca și cum ai fi primul care are o tipă pe Facebook. Îți dai seama. Dar cum am eu, n-are nimeni. Fii atent. Mă scuz, te deranjează vișinata? Nu, bine, fii atent. Și tipa e foarte faină. Își tot pune poze cu ea, deci așa, bine formată. A. Deci nici prea, nici prea, dar mai către slăbuță. Așa și sunt faini. Doi. Întotdeauna are doi. Am urmărit-o și are tot doi. Destul de comun aici. Are un fund și poartă niște bluși de aia la Sandra, știi? Din aia înalți. De din spate să văd așa două pere lungi, știi? Nu pere. Ah, model de la anii 80 de mamă, exact, cumva, exact, care lungește fundul femeii. Cu talie pe ficat, cum zic. Exact, talie pe ficat. Bă, picioare, are niște picioare, vă zic, are niște picioare foarte tari. Două. Fața faină, vopsită, atitudine. Picioare, tot două. Așa, două, întotdeauna. De parte și de alta vaginului. Întotdeauna, da? Nu m-am uitat. Dar n-are acum să aibă invers, nu? Nu. Bine. Maxim poți să aibă genunchii invers, să stea pe scaun așa. Și să fie centaur. Ideea este că ea își face poze din astea faine și cam de vreo, de când o am eu, de vreo 3 ani să zic, da? Asta. Să zic 3 ani, da? Ei, de 3 ani are poze din astea și am vrut să o invit la o cafea. Am zis, de bă, ce îmi place, relaxată, cu atitudine, cu știu ce. Și a zis, hai să o invit la o cafea. Să nu, comanda, vă rog. Nu mai pot să o invit la o cafea. De ce? Pentru că de 3 ani, no, la fiecare poză pe care o pune... Și-a dat singură like. Nu. Îs aceleași și aceleași comentarii de la aceiași și aceiași oameni. Dar nu te duci la cafea cu aceiași și aceiași oameni, te duci cu ea. Păi mă duc cu ea, dar cum pot să mă duc cu o tipă care de 3 ani pune poze numai cu ea, da? Ea. Da, nu înțeleg. Nu? Adică de 3 ani face... Faină. Ei, ești frumi, uai ce frumi ești. Ia, răspuns la ei, thanks, xoc. Cum poți să ies la cafea cu cineva că vrea face același lucru de și are oameni care o apreciază la fel? Tot numai cu thanks, ești frumi, ce fain ești, ești superbă. Ăsta e un moment de românitate. Cucu. La tine. Ține mâna mai jos, că tot tipul e pe față. Păi nimica, că știi lumea ce e. Păi... E așa interesant. Că Bob nu fumează. E și un pic de moment de cocălaritate acolo. Atunci cum să o ies eu cu ea la o cafea dacă e cocalară? Că vorba e, eu sunt de acord cu Tibi. Dar mă tem că vrei un confident, nu vrei. Te însori să te tăvălești de două ori prin făină, corect? Păi asta e că mă tem că în cazul ăsta nu vrei să te tăvălești prin făină, vrei un confident sau vrei cineva. Păi stai un pic, dar cine... O fetiță așa drăguță. Dar nu, asta e scopul unei relații. Iei un om și îl schimbi. Îl faci cum îți place ție. Dar nu pot să schimb o fată în două zile. Ai și tu puțin răbdare. Tu ești nebun. Am avut. Și? Ha. Nu. Deci, bum, cum? Nu, ideea mea este... și un anunț. Care vreți de acum două zile? Dacă, stați mă să vă zic concluzia mea românească. Dacă, dezarmantă concluzia. Dacă o tipă într-o chestie atât de simplă, în care nu trebuie creier deloc, ea e atât de simplă acolo, cât de simplă crezi că poate fi la pat? Păi o complici tu. Eu? S-o mir? Sau s-o dau cu mir? Oh. Doamne, miruiește! Deci aici e problema mea, că sunt de acord cu tine. Da, mă duc, mă trăznesc cu ea.
Cum poate fi? Cum îmi pot imagina și îmi dai o filme că e faină dacă ea e aceea? Asta e un neajuns de al tău și o lipsă de imaginație din partea ta. Că cine știe, nu știi de unde sare iepurile. Iepuraica. Iepuraica Playboy. Vin eu și zic. Crezi? Poate e doar o chestie de aparență și ești tu superficial. De 3 ani de aparență? Da. 3 ani să faci același lucru? N-ai, bă. Poate e foarte comodă doar. Dar bine, în cazul ăsta atunci ar putea fi o problemă la partea aceea. Nu cred că o zis că e comodă. Poate e foarte ocupată, n-are timp să dea. Comodă, o fi canapea, poate nu mai stă acolo ca mobilă. Un răspuns din ăsta foarte scurt, știi? Sau, așa. Da, poate, thanks, poate e ocupată. Mulțu. Dar cu ce s-o ocupă? X-o. Ești frumos. Da, poate e ceva CEO într-o corporație mare și n-are timp. Intră două minute și... Așa, intră 2 minute, se pune pe ea cât e faină în 7 poziții și da... E CEO, clar. Poate are o viață, Superman. CEO, stock. Apropo de românitate și de cojile astea de clementine pe care le vezi aici, moment de românitate se întâmplă de obicei în piață, unde e lume multă și, vorba ta, simplă. Mult mai simplă. Că mă duc și decât fata de pe Facebook. Cumpăr și din piață. Produse naturale bio de la țăran, care nu le găsești în supermarket sau nu le găsești proaspete. Și mă duc să cumpăr clementine cum se făceau la bunica în grădină, știi? Mai de mult. Când eram mic și bunica aducea clementine, ananas, proaspăt. Da, nu știu din ce an ești tu, dar pe vremea mea druid, pe vremea noastră existau clementine. Cum? Bunica ta din ce făcea guacamole? Nu din avocat o crescut la ea în grădină? Ba da. Dar ăla mai cu vierme, așa mai... Exact. Și mânat un pic de la ploaie. Da, guacamole. Cu pasiune. Rodi, nu pentru asta te duceai tu cu trenul în Moldova. În fine, cu Rodi, să faci un sirop de grenadine, să... Un sirop de grenadine, da. Hai, ce lapte de soia proaspăt mulți. Mă, eu sunt de mult. Eu când eram mic existau numai gutui, mă, nu de asta. Ce sale? Și... Nu știu. Ce porcă. Nu mai și mă duc la țăranul român și cer clementine și văd că le-are aranjate într-un fel specific cum fac toți, alea frumoase acolo să le vadă clientul, alea urâte, lovite și necoapte în spate la el să le pună în pungă. O fața piramidei. Da. Așa. O clementină lovită. O clementină e ca o portocală mai mică și mai curvă, da. Se dezbracă mai ușor. Da, lovită. Păi lovită, așa, mai... maronit, așa, moale, zămoasă, tare. Mă rog, să zicem că am înțeles. Acolo. Și zic să îmi dea o pungă să mi le aleg. Nu că vi le pun eu. Păi lăsați că le pun eu, că le pun pe alea din față, coapte frumoase, nu alea din spate, vezi. Se pare normal. Zice, nu, las că pun eu, că sunt toate la fel. Păi dacă sunt toate la fel, lăsați că le pun eu, știi? Corect. Să-i folosesc logica împotriva ei. Și zice, ghiși ce? Nu, lăsați. Nu se poate. Adică nu mai cumpărați. Nu mai dau. Nu și-o vând un marfa. Nu lăsați? Da, nu lăsați, nu și-o vând un marfa. Bă, decât să-ți dau ție ce vrei tu... Ce? I-am lăsat o flegmă pe ele? I-am lăsat așa un căcat pe cântare, era un kill, era un kill 200, i-am zis, rămâne. Și vă pe tine care umblă cu sacoșa de căcat la el, în caz că îl refuză țăranii, poc. Nu e așa, Tibi. Aveți Tibi își dă pantaloni jos, se urcă acolo pe tarabă. Nu-i genul ăla de om. Nu-i. Bă, deci stai puțin. Aia sau ăla prefera să piardă un client, dar să spere că... O să prindă alți 5, poate. Mai proști care nu se uită și nu se prinde chestia asta care are clementine. Fructele astea nu așa-s făcute, adică le culeg bananierii aia. Da. În țările bananierile. Clementinieni. Cum niște bananieri să vândă niște clementine mai absurd? În fine. Că cu asta se ocupă, asta e meseria lor principală, dar culeg și clementine. Mai muca modernă, am înțeles. Te ascult. Așa. Și le culeg pe toate verzi, așa. Le pun pe vapor în... Lăs frigorifice, da. Și la chestii și după aia se cocumbă la drum. Bec. Da, știu că așa se face. Păi și le vinzi pe alea coapte, restul într-o zi, două, se coc și ele și după aia le vinzi și pe celelalte. Păi noi știm asta, telespectatorii noștri știu asta, dar nu știa vânzătorul. Milioanele că sunt de aia care chiar cunosc. Deci numai persoana. Domnul Cristian Țopescu aici are dreptate. Da. Se pare că numai vânzătorul ăla nu știa chestia asta. Deci ăla prefera asta, nu înțeleg. Prefera să piardă un client și decât să spere aibă că un client. Decât să aibă un client sau poate mai mulți, nu. Care nu ar fi pus întrebări. Cred că greșești, Dragoș. Ăia care nu pun întrebări. La prima mână așa te duce capul, că prefera să așa. Te, nu știu ce, ca să vină altul cu oricum. Nu. Dar care e explicația ta? Explicația este că după ani și ani, văzând la televizor câte joarfe și câți papanași apar, deci să văd pe ei că apar acolo, uite, oameni ca noi, gen, uite cine vine la capatul, bla, bla, bla. Așa? Dacă ei aș permit lucruri, eu de ce să nu-mi permit?
Înțelegi? Asta e filozofia. El vrea doar să te facă intelectual, să fii sub el măcar o secundă, că oricum în viața lui umilă n-are timp și nici cum să facă așa ceva. Am analogie. Așa cum am văzut pe intrarea de la Clubul Bambu, că scrie avem dreptul să ne selectăm clientela, vine, își întinde taraba și zice eu îmi selectez clientela, nu dau la toți. Exact. Exact. Deși în Bambu intră numai, deci... Ne. Tot acolo. A, nume generic. Nu neapărat acel Bambu. Da, că nu. Poate fi franciză. Deci este un moment de intelectualitate forțat în care vrea să te aibă sub A trecut 10 minute, nici n-am apucat să zic de chestia aia pe care am văzut-o în filmul tău cu Parastasul lui Viorel. Zici la un moment dat, mama lui Dumnezeu. Așa. Și zici, bă, ce expresie minunată, cum ar fi mama lui Dumnezeu? Ar fi ca o soacră, să stea așa, bă, Dumnezeu, când îți găsești tu pe cineva? Că tot umbli cu femei măritate. Sau nu? Nu te așești tu la familia ta. Ai lucrat 6 zile acum 2000 de ani, de atunci nu ai mai făcut nimic. Sau la... Mă, Iisus, dar tu nu te așești tu la o facultate. Am găsit una, dar nu vreau aici în oraș la noi. Nu, bine, unde vrei? Pe pământ, gen, la Cluj. Da, 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 este acolo, o universitate creștină. Da, atât că o dat-o în străchini. Au început să vorbească aiurea, profesorii l-au dat afară și oamenii simpli l-au omorât. Parcă așa era, nu? Nu, că îi lipseau câteva credite. Noapte bună, copii.